Neața la 12 și un sfert. Ne-am trezit destul de târziu astăzi și asta datorită faptului că ne-a cam dărâmat frigul de ieri. Am stat vreo 3-4 ore în total așa pe la cumpărături și așteptarea aia în stația efectiv de autobuz cu autobuzele astea care vin la 15 ani a fost absolut îngrozitoare, pentru că a fost ger tare de tot. Și deși eram noi îmbrăcați în fofoliți, ne-a cam chinuit un pic. Eu am stat așa după ce am întors acasă, ne-am bucurat un pic de puzzle, o să vă și arăt cât am reușit să facem din el, doar că, din păcate, nu știu, la puțin timp după aia n-am mai putut nici să mă demachez, nici să mai fac nimic, pur și simplu am căzut de somn și de oboseală și mai ales că m-a luat și o migrenă din aia absolut îngrozitoare din cauza frigului și n-am mai, am cedat nervos, m-am culcat direct și așa că acum am de gând să-mi curăț fața pentru că nu suport să mă culc machiată, dar n-am mai putut aseară. Vreau să-mi curăț un pic fața și să mă pun și așa pe refresh mode. Paul e momentan la cumpărături, s-a dus până la Cora să ia ceva de mâncare, pentru că am rămas fără chestii de mâncare, iar aseară, deși planul era să mergem în Carrefour, no way. N-am mai putut să mai mergem și acolo. Așa că o să luăm ceva de mâncare și avem de gând să facem așa un late breakfast, pentru că încă n-am apucat să mâncăm. Și apoi planul e să vopsim rafturile pe care Paul urmează să le pună în studio, acolo vor fi cărțile. Am luat un lac ieri, vă spunem de la Cola, și am luat un lac pe care l-am urmează să-l dăm și pe rafturi și pe încă două alte chestii de prin casă. Iar mai apoi trebuie să dăm niște găuri ca să montăm rafturile pe care le-am luat zilele trecute de la Jumbo și vreau să aranjez un pic darkroom ca să arate fain, să prindă și el o formă oarecare, pentru că din păcate momentan e vraiște încă toată casa și aș vrea totuși să terminăm cu aranjatul, weekendul ăsta poate. Și dacă totuși nu terminăm, oricum măcar să fie cât de cât funcțional, pentru că eu am un film de developat și vreau să scap și de asta. Să fie totul făcut cum trebuie și să am și o libertatea să pot developa în liniște. Și cam ăsta e planul pe ziua de astăzi. Și multă, multă treabă în casă și probabil eneveală, pentru că după frigul de ieri, no way. Am fi vrut să mergem la paradă, dar nu ne-am trezit și oricum la cât de ger e, nu cred că aș fi vrut să stau acolo 2-3 ore, chiar dacă mi-ar fi plăcut să fac câteva poze. Ieri a fost așa o perioadă, deși știu că e iarnă și normal să fie temperaturile astea, cumva am înțeles că ieri a fost cea mai friguroasă zi din toată Europa la noi în țară și, sau seară și din cauza asta cumva probabil că ne-a luat prin surprindere ca organisme, nu știu, n-am fost pregătiți de chestia asta. Chiar dacă ne-am îmbrăcat gros, problema a fost și faptul că am tot așteptat la RATB-urile alea care vin, Doamne, atât de greu, deci nu o să încep un rant pe tema asta, dar sunt tentată să o fac. Long story short, nu mai lungesc discuția, mă duc să mă spăl și eu pe față, să mă pun pe picioare înapoi. Aștept să vină Paul să facem ceva de mâncare și noi ne vedem mai târziu cu treburile din casă. Astăzi nu cred că o să fie un vlog din ăsta foarte, foarte interesant, că nu cred că plecăm nicăieri, dar na, activități și pregătiri pentru Crăciun ușor, ușor. Deci ăsta e raftul de care vă spuneam și ideea e că ăsta urmează a fi vopsit, dacă ar și ține focusul. Ăsta urmează a fi vopsit maro, pentru că e lemn din ăsta natur. Iar chestia asta vrem să o aducem să semene cu culoarea lemnului pe care o are un aparat de acolo, un maro închis, plus că și mobila de aici este închisă. Nu înțeleg de ce nu reușește să focalizeze. Bun. Deci cam asta este și ăsta urmează să fie lăcuit cu un lac mai închis și acolo Paul a pregătit deja un sac. Aici urmează să, mă rog, o să tăiem noi sacul ăsta să-l facem mai mare ca să fie ok să nu murdărim pe jos. Aici avem lacul pe care l-am luat din Brico Depot până la urmă, de unde am luat și becurile. Astea sunt pensulele și urmează să trecem la treabă, iar acolo mi-am lăsat, mă rog, sunt lucrurile de Crăciun și rafturile care urmează să fie montate. E o mare fraiște momentan. Dar sper eu să se pună lucrurile pe picioare și să nu mai arate așa, să o facem frumos. Și văd acum dacă mă uit eu bine. Unul din vecini are steagul. Hei, ce cauți? Doing? Tarag niște lac. Dă și mie. Mai încolo.
Mai. Hey, sharing is caring. Nu, n-are fiți vidii. Vezi ce am eu ieri de proiectul lui Paul? Păi, ăsta e unul din mini-proiecte, ca să zic așa, de pus... Acolo e trepiedul. Da, acolo e trepiedul, ajungem acolo, imediat. Ăsta e raftul de care știam că o să îl vopsească maro, ca să potrivească cu mobilia din casă. Știi ce fain e culoarea. Chiar arată super mișto. Și... ăsta e un homemade trepied, să zic așa, dintr-un chevalet, care urmează să fie folosit pentru... pe post de props, mă rog, pentru unul din... una din camerele lui Paul. Ia zi tu mai multe chestii. Talk to me. Talk to us. E vorba, nu știu dacă ar trebui să dau prea mult din casă, o să zic doar că e vorba despre un film așa artistic, așa, în care apare și un fotograf despre care se vorbește foarte mult anul acesta, așa, în special astăzi, 1 decembrie. Și bineînțeles că au nevoie de aparatură, aparate foto din perioada respectivă, așa că aici intru pe ferie. Da, așa că două din aparatele lui Paul o să fie vedete în filmul ăsta. O să vă spunem, că nu știu exact cât avem voie să dăm din casă, dar în cazul în care luni și marți, având în vedere că o să fim la filmări, nu știu exact dacă o să am voie să fac acolo câteva cadre, dar dacă am voie, oricum îi întreb și vă arăt și vouă. Așa că stay tuned, când o să apară filmul vă dau de veste, că na, trebuie să ne laudăm. Da, iar ăsta îmi place super mult cum a ieșit. Mai este, mai. Bine, faza e că nu știu că dacă ne ajunge la cup pentru toată chestia asta și eventual dat de două ori, dar... Ajunge. Da? Da. A, ce puțin a consumat. Mhm. Credeam că sunt cel mai mult la cât ai urțit. Da, this is pretty. And I'm high now. Da, eu nu despart de coarnele de ren, de nicio culoare, îmi plac super mult, pus că-mi țin părul, cum trebuie. După cum ați văzut, Paul s-a apucat de... Mereu mă uit în viewfinder, să mă uit aici. Paul s-a apucat de vopsit și îmi place super mult cum arată. Arată mobilă din asta, așa mai cute, plus că e la glucios și o să arate frumos. Iar m-am apucat de editat. De editat clipul de ieri, care apare azi, primul Christmas time și... și după aia mai am o mare de chestii făcut. Momentan aștept data să ajungă, că ne face o vizită și după aia... urmează să-mi termin clipul. Cred că o să editez și clipul cu holul de la Jumbo, pe care l-am filmat ieri, ca să apară duminică, ca să pot să-mi dea ușor-ușor programul cu filmulețele foto, respectiv beauty. Sau în fine, lifestyle beauty. În fine, tot ce nu ține de foto. Așa că I'm back on the track. Ah, uitați-mi ieri să vă arăt. Am făcut o comandă pe AliExpress de niște chestii și văd că mi-au venit. Sunt trei, luasem niște cercei și îi desfac acum, pentru că ieri n-am mai avut chef să mai fac asta. Știu că rupsesem una din astea ieri, am încercat să desfac, dar nu. No mood for this. Am luat cu vreo 9 dolari, știu că sunt niște porcăriuțe, dar am luat cu vreo 9 dolari câteva perechi de cercei. This is cute. Așa arată ăștia. Sunt niște hoops-uri din astea. Crăciunistice, așa. Crăciun something. Așa. Asta cred că erau de la același vânzător, că au ajuns foarte repede. Așa, mă uit că mulți mai lasă și în pachet alte cărți de vizită, tot felul de treburi. Ăștia iară sunt super tari cu Coca-Cola și deși eu nu mai am voie să mai beau Coca-Cola, îmi place, așa că... Asta e așa simpatic și arată tare fain ăștia. A, da, și ăștia... Nu mai merg cam pe de ei. Dar sunt lăbuțe.
Cam așa arată. În fine, sunt niște lăbuțe mici de cățel. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hopper has begun. Am editat clipul, l-am și urcat pe YouTube și este primul Christmas time din seria asta, până la Crăciun. Eu sper să vă placă. Stăteam și mă gândeam mai devreme că, nu știu, față de alți YouTuberi care au activități, evenimente din astea cu make-up sau eu știu ce alt tipuri de evenimente, nu pot să zic că am o activitate pe partea asta foarte intensă, spre deloc, dar o să tot vedeți chestii faine, cel puțin pe partea de fotografie o să avem de mers prin diverse locuri, o să mai am și proiecte, așa că eu o să vă iau cu mine pe unde merg. Sper să vă și placă, să vi se pare și interesantă zona asta și chiar cred că e un pic mai diferit. Și ar trebui să fiți măcar curioși, zic eu. Acum, na, vedem. În rest, acum e seară, 12 noaptea, mai exact, și ne gândim să ne punem la masă, să mâncăm ceva, să luăm cina. Și după aia cred că o să dăm o tură pe la puzzle. Apropo, am zis că vă arăt cum arată puzzle-ul după ce am băgat gheruțele eu și Paula seară puțin în el. Imediat. L-am pus pe un suport din ăsta așa de lemn, care e un fel de măsuță mică de cafea. Și asta e imaginea. V-am zis că mi-e place tare de tot și ne-a plăcut foarte mult atunci când am văzut-o. Și am făcut marginile. Cam așa, și aici o bucățică din turnul Eiffel. E făcut pe margine. Însă, problema noastră principală și existențială e aici, pentru că ne lipsesc două piese de la margine și nu reușim să le găsim de nicio culoare. Le-am tot luat așa noi pe toate, dar presupun că na, dăm noi de ele. E super fain și ne-a plăcut mult de tot aseară să facem puzzle, cel puțin cât am rezistat eu cu durerea de cap, până să drop down, dar în rest a fost tare fain. Ce faci? În mâncare. Da. Ce avem acolo bun? Fasole. A, da, astea fasole neagre, zicea mama că a luat să o testeze fasole neagră, mă rog, sau roșie. Sunt curioasă cum e că eu n-am mai mâncat până acum din asta. Am mâncat doar din aia albă. Și ce avem la desert? Ce avem la desert? Budincă. Homemade budincă. Homemade budincă. Who's the cook? Who's the cook? Me. Tada! Am zis să vin până aici să vă arăt cât de fain a ieșit raftul. Era așa un lemn natur. Știi ce fain e și cu lacul ăsta. E un fel de lac cu tot cu culoare. Și tu mă și pe mine pe acolo. Ei! Vreau să vă arăt că îmi place mult, mult, mult de tot. Și n-am apucat să vă arăt cum e final. E așa ușor roșiatic, dar arată tare bine și e super ok ca și culoare. Pentru că se aseamănă cu mobila și din casă și cu aparatele foto, iarăși. Aici vor fi cărți despre fotografie. Aici este trepiedul, care e în aceeași culoare. Foarte fain a ieșit. A uscat. Aproape. Așa. Și ăsta la fel, este un scaunel pe care l-am găsit aici, care era puțin cam murdar. Dar l-am opțit și noi, ca să fie ok. Da, super a ieșit ăsta. Mă bucur tare mult că l-am făcut, că în felul ăsta putem să aranjăm și noi cărțile și să le punem cum trebuie. Ăsta o să ajungă în sufragerie, sau în fine, în studio. Și brrr, I'm running away, că aici a fost deschis geam aproape toată ziua la minus multe grade. So it's cold. Ia uite ce ne-am apucat să facem la 1 noaptea. Da. Yay! Problema noastră principală este că acolo, la margine, ne mai trebuie încă două piese. Și problema majoră este că noi nu mai găsim acele două piese aici. Deși ne-am uitat amândoi o tonă aseară și am luat toate la rând. Acum există două variante, ori nu le-am găsit noi,
Ori, cum a zis Paula, să nu le-au făcut, e o eroare de print sau ceva. Da, aflăm. Anyways, ne place super mult și e mare, e fain ăsta. O să iasă un tablou super frumos. Progresul din seara asta. La 3 jumate am ajuns în punctul ăsta. A, și-am mai găsit o piesă. Deci ne mai lipsește una singură acolo sus. Yay! Și acum soamn. Iată, am făcut și seara asta de puzzle. Micul 24 fără 20. Cam asta a fost cu Vlogmas 2, sau mai bine zis, Christmas, nu mai știu cum mai vorbesc, Christmas Time 2. Ne vedem mâine înainte să cadă casa pe noi. Doamne.